Ziua Independenței este ziua națională a Republicii Moldova, prin care se marchează adoptarea declarației de independență față de Uniunea Sovietică din 27 august 1991. Acest eveniment este de o mare importanță națională. Se sărbătorește în toată țara, inclusiv s-a sărbătorit și în orașul Drochia. La eveniment au participat mai multe oficialități: administrația publică locală, raională, consilieri orășănești și raionali, oaspeți și locuitori a orașului Drochia. Stimații noștri concetățeni, onorată asistență! Au trecut 23 de ani de la acele zile fierbinți de august, când zeci de mii de moldoveni, patrioți adevărați ai neamului, sătui să mai trăiască ca un neam, fără identitate, fără limbă, fără istorie, fără rădăcini, au ieșit în piața Marii Adunări Naționale cu scopul nobil de a-și recâștiga libertatea, de a cere ce li se cuvine de drept. Și au reușit. Ajutați de Dumnezeu, au luptat pentru dreptate și adevăr, ca noi astăzi să avem o identitate națională, să vorbim o limbă frumoasă, să avem un viitor mai bun. Căci suntem legați de acest pământ al patriei prin tot ce a fost înaintea noastră, prin tot ce va veni după noi, prin trecut și prin viitor, prin mormintele strămoșilor și prin leagănul nepoților noștri. Pentru ca țara, patria este în lăuntrul fiecăruia dintre noi. Patria nu e pământul pe care trăim din întâmplare, ci pământul plămădit cu sângele și întărit cu oasele înaintașilor noștri. Stimați deputați în primul Parlament al Republicii Moldova Democratic, stimați consilieri raionali, stimați primari, conducători și reprezentanți ai subdiviziunilor din subordinea Consiliului Raional, serviciilor publice desconcentrate, unităților economice, instituțiilor și organizațiilor din teritoriul raionului. Onorată prezență! Azi se împlinesc 23 de ani de când a fost adoptată Declarația Independenței de către primul Parlament Democratic al Republicii Moldova. Prin acest act de un curaj civic deosebit, de o responsabilitate majoră pentru soarta Republicii și a cetățenilor ei, au fost trasate căile democratice pe care avansează Republica Moldova în drumul său și care a culminat în zilele noastre cu procesul de integrare europeană a Republicii Moldova în calitate de subiect al comunității internaționale cu drepturi depline. Stimați dragii, stimați locuitori al orașului Drochia, stimați cetățenii Republicii Moldova. În această zi frumoasă, când întreaga țară sărbătorește a 23-a aniversare de la proclamarea independenței statului nostru, Republica Moldova, aș vrea să-mi închin fruntea în fața celor care au contribuit la acest mare eveniment. În primul rând, aș vrea să închin fruntea în fața celor care și-au vărsat sângele pentru menținerea independenței Republicii Moldova. În fața celor care necătând toate presiunile și incertitudinile de pe vremurile de atunci au semnat declarația de independență familiei care au fost de curând nominalizate. În fața celor și în primul rând, în fața și în amintirea străbunilor noștri, care prin vitejie și cutezanță au format și au menținut de-a lungul veacurilor această țară mică, Republica Moldova. În această zi aș vrea să doresc tuturor zile albe, nopți liniștite și un cer senin deasupra capului, împreună cu oamenii dragi care vă înconjoară. Și niciodată să nu uităm că suntem patrioți acestei țări, iubitori de acest pământ și neam căruia îi spune poporul moldovenesc. Printre vorbitori cu un cuvânt de felicitare către participanții războiului din Transnistria a venit Anatoli Bugai, președintele Uniunii Veteranilor în conflictul armat de pe Nistru. Onorată asistență, stimați oaspeți, doamnelor și domnilor, întotdeauna acest meleag roditor, un popor pașnic și truditor, dar curajos și setos de libertate, a fost atractiv pentru diferite hoarde barbare mai mari, care năzuiau să-l cotropească. L-au și cotropit, jertfind, jefuindu-i și umilind băștinașii sute de ani.
cel mai crud și odios cotropitor a fost eliberatorii noștri, regimul sovietic-stalinist-comunist. Acest regim a făcut cu noi tot ce a dorit. Ne-au luat pământurile noastre, Bucovina și Ținutul Herța, ieșirea la mare, cetatea albă construită de Ștefan cel Mare și Sfânt, dăruindu-le după bunul său plac altui stat străin. Ne-au creat pe pământul nostru foame organizată, de la care au murit sute de mii de oameni, încăvădiștii ne-au ucis băștinașii, intelectualitatea și preoții. Sute de mii de oameni gospodari și care nu erau de acord cu regimul au fost deportați în Siberia și diferite lagre ale gulagului sovietic. În schimb, ne-au implantat fel de fel de vinitici, așa numiți specialiști de calificare superioare, care trebuiau să ne ridice nivelul de cultură și de trai. Ne-au luat limba română și alfabetul latin, impunându-ne să vorbim pocelovecischi în limba rusă și să scriem cu litere chirilice ce n-a făcut cu noi niciun alt cotropitor până acum. Însă poporul nostru, ca și alte popoare ale lagărului sovietic, a rezistat. Nu s-a dat bătut și a luptat întotdeauna. La finele anului 1980, în tot Imperiul Sovietic a demarat procesul de democratizare și trezirea întregii societăți. Au luat amploarea vântul de renaștere națională. Sute și mii de adevărați patrioți ai neamului, oameni de bună credință, împreună cu intelectualitatea, au ieșit în stradă cerând libertate, suveranitate, independență, limba română și alfabet latin, nefiind în stare să țină în frâu masele, Imperiul Sovietic s-a prăbușit, născând peste noapte un alt monstru și mai odios, Imperiul Rus. Chiar de la început, de la declarația de independență din 27 august 1991, Republica Moldova a întâmpinat greutăți enorme. Cercurile imperialiste și conducerea Rusiei au continuat același planuri de cotropire acestui plai. Au trimis și au implantat pe pământul nostru fel de fel de lepădături. Au creat pe pământul nostru state și republici fantomii. Ne-au impus cu desilă să avem în teritoriu armata rusă, străină nouă. Au dorit și încă mai doresc și azi să fie stăpâni la noi acasă. La data de 1 martie 1992, în scopul de a lichida ultimul bastion al puterii de stat al Republicii Moldova de pe malul stâng al Nistrului, bandele smirnoviste și de cazaci veniți de iure, pușcăriași speciali eliberați din pușcăriile Rusiei și trimiși în Moldova, împreună cu armata a 14-a a Rusiei, înzestrați cu echipament militar și tehnică de luptă, atacând cu arme de foc, au luat cu asalt comisariatul de poliție Dubăsari, colaboratorii căruia erau dotați doar cu bastoane de cauciuc. Nemai putând suporta batjocura, violarea femeilor, maltratările populației paștici și fără de legile separatiștilor, la chemarea țării, conducerea din vârfa Republicii, mii de oameni, cei mai devotați ai țării, s-au ridicat în apărarea patriei. Printre primii apărători au fost și locuitorii raionului nostru, care au dat dovadă de curaj și bărbăție și spirit de sacrificiu în luptă. Cu regret, nu toți s-au întors înapoi. Vladimir Boierniţchi, Vasile Gangal, Boris Coșciuc, Dinu Roman, Viorel Ciobanu și Aurel Coțofană vor fi veșnic tineri și pe vecie vor rămâne în inimile noastre. Numele lor sunt scrise cu litere de aur în istoria țării. Pentru înveșnicirea numelor eroilor, la inițiativa Uniunii Raionale Veteranului Războiului pentru Independență, în raion s-au numit străzi, școli și licee. Cu instalarea plăcilor comemorative, s-au săpat fântâni și ridicate răstigniri pe platoul de luptă în Corjova și orașul Drochea. S-a edificat monumentul pentru țară, pentru neam. Această inițiativă a drochienilor a fost ca un exemplu pentru toată Republica și oamenii de bună credință. Cu un deosebit respect și cu o plecăciune până în pământ, mă închin în fața parlamentarilor care au semnat declarația de independență a Republicii Moldova, părinților, soțiilor, copiilor și rudelor celor căzuți în lupte. Onorate asistențe,
astăzi, uitându-mă din prisma celor 23 de ani de independență, vreau să spun că noi, societate civilă, clasa politică, mai are rezerve. Încă nu unde ajuns am contribuit cu toții la menținerea independenței, la educația patriotică a societății, la procesele de democratizare și reforme începute în țară, la făurirea unei vieți mai bune. Știu bine situația economică deplorabilă din familii și neangajarea în câmpul muncii, dar totuși trebuie să ne dăm bătuți, să ne unim cu o idee unică națională care ne unește. Să luptăm, să găsim soluții la rezolvarea problemelor și să mergem înainte. Niciun embargo al vinurilor, legumelor și fructelor noastre impuse de Rusia nu ne vor opri din cursul nostru european. Niciun mancurt sau trădător de neam și țară nu va opri aspirațiile acestui popor setos de libertate. Stimați compatrioți, azi, de această sărbătoare sfântă a Republicii Moldova, vă îndemn pe toți să cerem insistent Rusiei imperialiste să-și retragă necondiționat armata de ocupație de pe pământul nostru, să ne lase în pace. Ei au destule probleme la ei acasă. Dragi prieteni, datoria noastră sfântă e să educăm tânăra generație în dragoste față de țară, de neam și de acest pământ străbun. Ca dânsii să nu uite porunca lui Ștefan cel Mare și Sfânt, să ne păzim pământul strămoșesc și neamul. Trebuie să nu uităm că apărătorii țării au murit pentru noi, pentru copiii nepoții și strănepoții noștri. Doamne, păzește Moldova și poporul ei. Mulțumim de atenție. Acum, stimați asistență, onorată asistență, astăzi, de ziua această măreață, ziua independenței, vreau ca veteranilor de război care au luptat cu jertfire de sine în războiul din Transnistria să le aduc un cald de felicitări că au rămas vii, că au rămas, cred că, și pentru alte lupte care ne așteaptă. Uitați-vă, Doamne, uitați-vă, stimați compatrioți, ce se petrece în Rusia. Noi ne-am gândit că ne-au atacat pe noi, că avem limba, că suntem de creștini și suntem latini. Uitați-vă, Rusia e imperialistă cum îi atacă pe Ucraina. Uitați-vă ce se face și fără de legi. Nu se uită la credință că suntem creștini. Stimați cetățeni, vreau astăzi, veteranul războiului pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, Melinte Marin, prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne, din numărul 255, să le felicit să imânez brevetul cu insignă Vulturul de Aur. Așa cum ai fost la război. Stimați prieteni, cu insignă de onoare a Uniunii Naționale Veteranilor de Război, a războiului pentru integritate, apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, se decernează Proca Ilie. Se decorează Arhip Anton, insignă de onoare a Uniunii Naționale Veteranilor Războiului pentru Independență. Cinste, onoare și demnitate. Să trăiți. Se decorează Robu Vladimir, cu insignă de onoare a Uniunii Naționale Veteranilor Războiului pentru Independență. Ce ținătoși mai avem de ținut la țară?
Mulțumim de atenție! Printr-un minut de reculegere și focuri de arme au fost cinstiți eroii băștinași căzuți în lupta pentru independența Republicii Moldova. Au răsunat versuri și cântece patriotice. În încheiere, participanții la mitingul consacrat celei de-al 23-a aniversare de la proclamarea independenței au depus flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. La restaurantul Cezar a fost organizată o masă de pomenire în memoria drochienilor căzuți în războiul pentru integritatea și independența statului. Tuturor participanților a acestui război, care au fost prezenți la masa de pomenire, li s-a amânat din partea vicepreședintelui Partidului Democrat a Raionului Drochia, Gheorghe Clemăuțan, câte 200 lei.